În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ia pruncul și pe mama sa și mergeți în Egipt. Iubiți credincioși, ne aflăm, iată, în a doua zi a Marelui Praznic al Nașterii Domnului. O zi în care trebuie să învățăm din mesajul pericopei de astăzi un lucru foarte important pentru viața noastră. Cum putem să ne întâlnim cu Hristos? Iată că după naștere, venind magii la Irod, întrebându-l unde s-a născut împăratul pentru că au văzut steaua, acesta, după cum bine știți, nu avea cunoștință de nașterea vreunui împărat, dar a chemat repede pe cărturari, pe cei care știau câte ceva, astronomie, să-i întrebe ce se întâmplă. Și au scormonit până la urmă și au zis, da, trebuie să se nască Hristos în Betleemul Iudeii. Și atunci el i-a chemat iar pe mași și le-a zis, duceți-vă și dacă îl găsiți, probabil că nădăjduia să nu-l mai găsească Irod, pentru că era cel care urma să ia locul, dacă s-a născut împăratul, bucurie mare pentru cineva care află că deja s-a născut cel care o să-l înlocuiască. Și atunci magii s-au dus, dar după ce s-au închinat, au primit și ei în vis să-și vadă de treaba lor. Și au făcut misiunea, au văzut unde e steaua, unde e pruncul și s-au întors pe altă cale, zice Sfântul Evanghelist Matei, la casa, în țara lor. Văzând însă Irod că a fost dus în eroare, să zic așa, s-a supărat și a trimis să se ucidă toți pruncii de 2 ani și mai în jos. Acum, să știți că noi vorbim despre o vreme în care nu exista tehnologia și posibilitatea internetului. Magii aceia, cred că făcuseră vreun an pe drum la dus și până și-a dat Irod seama că nu o să se mai întoarcă, a mai trecut încă un an și de asta se spune de 2 ani și mai mici. În mintea noastră există niște lucruri pe care dacă nu le traducem cum se cuvine, riscăm să nu înțelegem nimic. Eu, când eram copil, mă gândeam, dar cum e atât de 2 ani și mai în jos? Fiind căsăpit pe aia de câteva zile. Păi, dar trecuseră tată. De când au plecat ei, după Damasc, magii, până când au venit la Irod, probabil până și-au prezentat scrisurile de acreditare, până i-a primit Irod, până una alta, până când Irod i-a luat în seamă, a mai trecut ceva vreme. De asta era de 2 ani și mai mici. Și între timp Iosif a primit în vis porunca, scoală-te, ia pruncul și pe mama sa și fugi în Egipt, căci Irod vrea să ia viața pruncului. Din această conjunctură avem de învățat faptul că nu ne putem întâlni cu Dumnezeu dacă stăm într-un singur loc. Observați că astăzi, a doua zi, nu mai suntem la Sfântul Nicolae vechi. Suntem la Eforie. Pentru că Dumnezeu nu stă într-un loc. De asta nici noi nu stăm într-un loc. Mâine vom fi din nou la Sfântul Nicolae, cam cum a primit poruncă Iosif. După ce a ajuns în Egipt, a primit iar poruncă. Ia pruncul pe mama sa și mergi în Iudeea, că a murit cel care căuta să ia viața pruncului. Așa că mâine ne ducem înapoi. Și rămânem acolo până pe la Bobăteaz, dar vedeți, tot timpul trebuie să mișcăm, să umblăm. Acesta este mesajul zilei de astăzi, că pe Dumnezeu nu-L găsim stând. Dacă cineva crede că praznicul Crăciunului este unul static, îi spun că nu este adevărat, se înșeală. Praznicul Crăciunului este un praznic de regăsire a căminului, de regăsirea copilăriei, de regăsirea, așa cum am spus și ieri, a copilului din noi, de regăsire pentru noi înșine. O regăsire pentru că praznicul acesta al Crăciunului este un praznic, îmi e scrisul, maestre, mulțumesc, maestre. Este un praznic în care trebuie să învățăm că Dumnezeu nu este, am zis, într-un loc. Dar ce, preotul înainte de Crăciun stă într-un loc? Nu. Preotul merge din casă în casă să vestească pe Hristos. Și pentru că tot am ajuns aici, haideți să
vă spunem ceva din partea cealaltă a catapetesmei, cam cum se vede situația unui preot care merge prin parohie să vestească pe Hristos. Prima problemă este confuzia care se creează între el care vrea să vestească și ceilalți care nu știu că trebuie să aștepte un mesaj. Când intră preotul în casă, bineînțeles după ce stă la ușă câteva minute bune, în speranța gazdei că doar când deschide ușa nu mai găsește acolo, și când deschide ușa gazda, se citește imediat dezamăgirea. Dezamăgirea, iei-te bă, popa, ai tot la ușă. Trebuie să-i dau drumul în casă. În momentul în care vine popa în casă, eu îmi pot permite așa să vă spun, pentru că îmi pot permite, că ăștia suntem, da? Nu cred că mi-ar fi fost foarte comod să aud din gura altuia așa ceva, dar din gura mea pot să zic. Și dumneavoastră cred că puteți să ascultați cu urechile dumneavoastră. Intră, vă să zic că popa cu icoana și în momentul acela stupoare. Primul gest pe care îl face orice om, duce mâna la buzunar. Aoleu, este prima interjecție. A plecat nevastă mea să ia pâine și a luat și portofelul. Măi, fraților, atunci începe o trezire a conștiinței pastorale și îi spui, nene, dar stai liniștit, că eu nu am venit pentru asta. Ba da, părinte, las că știu, am nicio problemă. Păi eu nu sunt de la fisc. Nu sunt de la fisc. Mă taiești cu impunul, zic, treaba mata. Eu am venit să vestez nașterea. Da, nașterea ce? Să nu vrei icoana. Da, iau, dar cred că se întoarce până la urmă. Mata, când mai vii pe aici? Păi nene, mata, n-auzi că e nașterea lui Hristos. Începe. Părintele și îi spune, să vă găsească cu bucurie. Da, pe strada e lată ați fost ca să știu unde vă caut. Când vine nevasta cu portofelul. Ei, ieși din casa asta. După ce ieși din casa asta care este pe același palier și cu alte case și primești același tratament, te duci într-o zonă cu case. Zona cu case este o zonă foarte interesantă, toate porțile sunt închise. Toate porțile sunt închise, niciuna nu e deschisă. Dacă e deschisă vreuna, este o mare capcană, înseamnă că nu e nimeni acasă. Și mai bat și drumul de la poartă până la... Și afli că nu e nimeni acasă. Dar când e poarta închisă, știi sigur că cineva e acasă. Și bazi la poartă, mi-aduc aminte că la cineva scria o tăbliță mică, așa, la unii scrie câine rău, aveți grijă să nu cumva să intrați pe acolo, îi vine cu un pichinez ăsta, nu că e rău, dar face rău. Am avut o reverendă ruptă din cauza asta, nu e problemă. Și intri așa, auzi, și în primul rând vezi că se aprinde o lumină. E, zic, hai că dacă se aprinde lumina, e mare lucru. Să vine câte o mamaie săracă, de-abia și pe la jumatea drumului, zice, mamaie, da, eu sunt la mulți ani. Cine e? Până când ajunge la jumătate de metru de poartă, nu poate să distingă. A, părinte, ma, ta ești, da, mă duc să aduc cheia. Leacă să aducă cheia. Între timp, probabil că își dă seama că n-are patul așezat, îi așează patul. Peste 10 minute vine tot aceeași dezamăgire. N-a plecat popa. Descuie. Stați așa că mai am și un zăvor. Da, părinte, și ce mai faceți până se duce la zăvor așa jos? Și ce mai zice? Zic, acum ăsta e cu părintele cu înghețata. Vai de el. Zice, mamaie, să te găsească Dumnezeu cu bucurie. Copiii sunt sănătoși cu tare. N-am. Deci dacă nu cunoști parohia, s-ar putea să intri într-o situație foarte delicată. Că începi o captație, o benevolenție care n-are nicio legătură cu realitatea. Zici, hai că lumea ești aia cu copiii. Mamă, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Ce n-a? Că trebuie să mă opereze luna viitoare. N-ai nimerit-o nici pe asta. Mamaie, să te găsească în pace. Zice, da, în pace, da. Dar nu mai vorbesc frații cu mine. Că de când s-a dat pământul de la bulgari, numai fratele ăla, nenorocitul ăla, cu cumnatul mea, a luat toți banii și nu mai vrea să ne împartă. Și până intri în casă, zice, aoleu, părinte, dar n-am banii la mine. N-a venit pensia. Și începe acum un dialog. Acum să știți că eu nu vă țin neapărat să vă explic lucrurile acestea în mod gratuit. Trebuie să înțelegeți că, de fapt, marele praznic al nașterii Domnului trece și pe aici. Nu trebuie repudiate aceste situații. Pentru că eu am și situații în care am mers cu
icoana și cu boboteaza în cealaltă calitate, de ucenic, ucenic purtător de diplomat, adică îmbrăcat la patru ace cu părintele. Părintele, un om așa adevărat la 73 de ani, cred că auzea numai de la 300 de decibeli în sus și dădea cu icoana în uși, că nu nimerea soleria. Eu mai temperam, că eu auzeam ce se vorbește în casă. Care, hai da mă cu icoana și așa mai departe. Care bază la ușă, mă rog. Dar părintele avea mesajul lui. Ce vreau să vă spun ca o concluzie este că mesajul că s-a născut Hristos trebuie să fie transmis. Cum e el recepționat? Care este marea neputință pe care o găsim la unul și la altul, nu contează. Contează că mesajul trebuie transmis. Și iată cum trebuie transmis. Nu stând acasă. Chiar ieri am avut o parte din film pe la mine și să știți că la un moment dat s-a făcut așa o liniște de mă cam plictiseam vis-a-vis de ei. În general, până acum, să cam înghionteau. Acum, când i-am văzut, le adusese moșul tablete. Adusese moșul tablete. Primise unul mai pricopsit și o dronă, dar bătea vântul și nu putea să folosească. Stau întors în casă. Și comunicau, băi, era un fel de îmbrățișări între ei, adică probabil că își dădeau like-uri. Dar erau spate în spate și te reticau acolo. Bă, zic, stai că nu e bine. Păi ce nu e bine? Hai mă să le dăm niște... Păi ce dacă le dai ceva, jocuri de lemn, cred că scot ochii cu ele, nu știu ce stă. Am văzut doi copilași, doi frați cu câteva zile înainte, primiseră și de la Moș Nicolae ceva. Dar au zis că dacă n-are butoane, n-are cum să le folosească. Unul era cu un Lego, ăla mai mergea. Cu Lego începuse să mai așa și avea prilej de a se certa cu fratisul care îi luase niște piese și le ascunsese, că nu îi lăsase și lui posibilitatea să-și manifeste bucuria de a construi. Ei, problema este următoarea. Cum îl găsim pe Hristos? Nu îl găsim, așa cum am zis, stând degeaba. Nu îl găsim numai într-un loc, ci pur și simplu această mișcare de colo până colo este bucuria Crăciunului. Bucuria Crăciunului, așa cum, nu știu dacă erați dumneavoastră de față când v-am zis despre mersul cu steaua. Mersul cu steaua, pentru că acum, în zilele acestea, nu știu cum mai credeți că sunt obiceiurile. Obiceiurile durează vreo 7 zile. Întâi cu ajunul, cu ajunul ajunului, cu ajunul, cu Crăciunul, cu... și după aia cu steaua, încet, încet, până e cu capra. Capra, se apropie capra ursul cu anul nou și cu sorcova și semănatul de Sfântul Vasile. E, în acest... Vedeți că tot un mers este. Nu stă degeaba. Dar îți trebuie instrumentar. Vorba românului, sculele jumătate de meserie. Nu poți să te duci cu steaua fără stea. În primul să-ți faci steaua. Ei, acum eu și cu fratele meu am pornit cu gândul de a merge cu steaua. Băi, frumos, mesajul cu steaua, steaua sus răsare, vă imaginați, îi urez omului toate cele, vii cu steaua, cum mergea steaua înaintea magilor. Acum vă imaginați dacă steaua a mers 2 ani cu magii, când trebuie să te străduiești să faci așa o stea și să mergi primii 2 ani degeaba, să capeți experiență. Ei, și ne-am dus noi, în primul rând, să ne facem steaua. Cum să-ți faci steaua dacă nu ai... Cu ce începe steaua? Ia zic, ghiciți dumneavoastră, steaua începe întotdeauna de la un ciurel, o sită, de mălai sau de făină, care încă nu avea dosar de casare, adică încă mai era bună. Ce puteam să facem? Am făcut-o să nu mai fie bună. Ca din întâmplare am apăsat așa cu mâna pe ea și bineînțeles că a doua zi vroiam o mămăligă ca să se constate că n-avem cu ce să o facem. Și da, s-a casat imediat, dacă s-a casat, am rezolvat-o. O problemă era rezolvată. Icoană cu steaua. În general, calendarele, călindare să ziceau atunci, aveau la mijloc și cu steaua unele, nu erau de la cu Ceaușescu, erau calendare ortodoxe. Și am decupat din calendar. Bineînțeles că a trebuit să dăm notă explicativă unde a dispărut bucata aia din calendar,
După ce am fost cercetați, am zis că nu știm, asta era singura noastră, spun, nu știm. Dacă o lume dispărut, nu știm, am fost la școală, am început vacanță, nu știm. Și încet, încet, hârtie creponată, hârtie glase, niște lemne în chip de cruce, sita la mijloc, am făcut steaua. Bun, am făcut steaua, dar să zice, trei crai de la răsărit, noi eram numai doi. Ca să ne mai asociem și cu altcineva era prea mult. În general, nu prea erau copiii numai de unul singur și dacă era încă unul, mai trăgea și pe altul după el, deci am zis nu. Mergem cu steaua și stăm așa mai în dreptul ușii să creadă că suntem trei. Adică al treilea, întotdeauna ne uitam așa imaginar către un al treilea. Până la urmă, unii care erau mai îngăduitori, așa nu băgau în seamă că sunt numai doi, dar niște mamai ne-au luat la rost. Bine, vă, voi rușine. Păi, dar trei crai, cântați trei crai de la răsărit? Păi, dar noi suntem doi și cu steaua trei. Și am găsit o explicație. Este foarte important ca tot ceea ce facem, să facem cu un traseu. Acum ne-am întâlnit pentru a doua zi de Crăciun. Probabil că lumea e obosită, s-a întâlnit ieri cu cartaboșul, e o problemă mare. Eu chiar m-am mirat când am văzut aici câtă lume e și întotdeauna eu sunt obișnuit cu biserica plină și zic, bă, dar eu nu mi-am pus niciodată seama cât de greu este totuși să umpli o biserică. Nu mai zic acum cât de greu e să o încălzești, că părinții deja cred că și-au luat cuota de butelii până la bobotează. Părinților, cred că vă las fără, dar asta este, ne-am asumat acum. Nu știu de ce ați acceptat să vin, dar asta este. O să aflați după aia, până la bobotează când faceți galop dentar. Dar este important că ne-am adunat astăzi aici. Este foarte important că am ieșit din starea noastră de comoditate. Așa cum Iosif și cu mama pruncului, cu maica Domnului, după ce au alergat ei să găsească ieslea, după ce s-a născut, ce le era mai comod decât să rămână acolo? E, nu! Scoală-te, ia pruncul pe mama sa, stai în Egipt. Ăștia suntem și noi. Toată viața noastră trebuie să ascultăm de astfel de mesaje. În momentul în care te-ai obișnuit într-un loc, trebuie să faci ceva să te mai deplasezi din când în când. V-am mai spus și altă dată că acum noile tendințe ale unui CV european trebuie să cuprindă o deplasare de priorități vis-a-vis de calificări măcar la 6 luni. Un CV, de exemplu, cum este al meu, este foarte prost. De 21 de ani în același loc. De-aia mă mai mișc, știi, câteodată. Mai vin și pe exact. La Sfântul Nicolae e vechi de 21 de ani, bate la ochi. Nu e bine. Dar eu fac încet, încet, câte o deplasare de asta, mă mai duc și mai departe. Așa. Chiar aceste veșminte sunt veșmintele mele de diaspora. Consider diaspora ori de câte ori plec de la Sfântul Nicolae. Și mă uit așa că încep să fie mai uzate decât alea de acasă și e bine. Înseamnă că ăsta este CV-ul meu european. CV-ul în care scrie eu pe unde am slujit și deocamdată sunt în grafic. Pentru că Dumnezeu nu ne vrea statici. Ne vrea dinamici. Ne vrea să ne deplasăm de colo-colo. Gândiți-vă până mâine unde veți fi. Gândiți-vă până la bobotează ce veți face, pentru că și familia. Îți vine acasă copilul. Dacă zice, păi ne-am vândut la tata, începe să fie oarecum stereotipă această venire acasă. Trebuie să oferi și copilului o anumită deplasare, că altfel se plictisește. Și la anul, nu te mai mira că n-am mai venit acasă. Întotdeauna trebuie să fim cu un pas înainte. Fraților, este foarte important că ne-am adunat astăzi să depănăm, adică mai mult eu, niște amintiri și să fim sinceri, mai ales eu când v-am spus despre ce v-am spus, dar cred că în spatele tuturor lucrurilor pe care vi le-am spus și poate vi s-au părut într-un fel sau într-altul, stă de fapt mesajul că Hristos s-a născut în ieslea Betleemului și n-a rămas acolo ca să aștepte să fie încoronat împărat, ci a plecat în pământul Egiptului, apoi s-a dus în Iudeea, în Nazaret, pentru că, deși murise cel care căutase viața pruncului, fratele său îi luase locul și n-a putut să se ducă direct unde trebuia să ajungă. Așa este și viața noastră. Dar este frumoasă în măsura în care o acceptăm așa, este frumoasă în măsura în care
ne asumăm lucrurile acestea și este frumoasă dacă știm ca în jurul nostru să roiască bucuria. Și cum putem să zicem că roiește bucuria? Dacă îi lăsăm pe ceilalți să se manifeste. Acum, nu o să putem să ne dăm la taclare să vă las pe dumneavoastră să vorbiți, pentru că ați vorbit mai mult decât mine și mai frumos decât mine. Dar măcar am văzut la slujbă astăzi o căldură frumoasă în privirile tuturor celor care ne-au văzut slujind și mi-am dat seama că, de fapt, Hristos s-a născut în fiecare din noi. De acum, noi ce mai avem de făcut? Să mergem de colo-colo, în Egipt, în Nazaret, în Capernaum, astfel încât să nu ne găsească vrăjmașul. Vrăjmașul ne găsește atunci când stăm într-un singur loc. Vrăjmaș înseamnă rutină, vrăjmaș înseamnă oboseală, plictiseală. Ăștia sunt vrăjmașii noștri. Și mai ales, vrăjmașul numărul unu este propriul nostru cuget. Dacă ne vom împăca cu gândurile noastre, cu siguranță că Hristos nu s-a născut degeaba. Dacă vom da la pace cu gândurile noastre, nu mai avem niciun dușman. Pentru că nimeni nu ne poate face rău dacă nu-i dăm voie să o facă. Nimeni nu ne deschide poarta, că v-am spus, până când a venit mamaie să o deschidă, noi n-am sărit gardul. Pentru că dacă săream gardul, mai găseam și ușa încuiată și trebuia să sărim gardul înapoi. Era un efort și l-a dus și l-a întors. De aceea rugăm pe Bunul Dumnezeu ca astăzi, în a doua zi frumoasă, deosebită de Crăciun, să ne permită să nu stăm locului, în sensul bun al cuvântului. Să ne găsim unii pe alții, să ne încurajăm unii pe alții și mai ales să avem pace cu noi înșine. Așa să ne ajute Dumnezeu.